Aceste parcursuri aplicative pot fi făcute și sub formă de ștafetă, cu mai mulți copii, în două sau mai multe echipe. Pot participa chiar și părinții. Sunt foarte distractive, iar pe lângă dezvoltarea calităților motrice, parcurgerea acestor trasee dezvoltă spiritul de echipă, competitivitatea, încrederea de sine, ambiția și așa mai departe. Repetate și executate într-un ritm susținut, contribuie la dezvoltarea rezistenței generale, la dobândirea calităților motrice, atât de necesare și pe parcursul vieții. Ar fi ideal ca locul desfășurării exercițiilor să fie în aer liber sau în spații închise, dar mai mari și aerisite. Vârsta minimă recomandată pentru practicarea acestor trasee este de 3 ani, dar sub atenta supraveghere a unui adult. Ai nevoie de scaune pentru copii de mici dimensiuni, mingiuțe, o minge mai mare și o saltea. În cazul în care nu ai la dispoziție cele mai înainte menționate, atunci poți folosi cretă pentru a desena, fructe, legume, pahare de plastic, orice ai la îndemână, un covor, un fruct rotund în loc de minge pentru rularea sau conducerea lui. În acest traseu dezvoltăm forța și îndemânarea. De menționat este faptul că prin tărâre se dezvoltă forța în brațe, dar este și un exercițiu foarte bun pentru corectarea deficiențelor coloanei vertebrale. Așadar, dragi părinți și copii, distracție plăcută și să vă fie de folos!